Salutare! Înainte să începem episodul, vreau să vă spunem că tocmai am postat un nou episod pe canalul 2-in-1 pe care îl aveți în descriere. Așa că duceți-vă și uitați-vă la el pentru că este nebunie. Hai să-i dăm bătaie! Bună! Numele meu este Anca și sunt din Buzău. Din păcate, eu și celelalte două surori ale mele ne-am îndrăgostit de același băiat. Și nu doar atât. Atunci când am aflat, ne-am și luptat pe el într-un fel sau altul. Povestea noastră e o dramă totală, mai ales că s-a sfârșit prost de tot. Eu mai am două surori, cum am spus. Am o soră geamănă pe nume Alina și o soră mai mică. Însă diferența între noi e de doar un an și jumătate. Noi niciodată nu am fost extrem de apropiate, așa cum vedem în filme. Nu ne-am zis niciodată secretele și nu vorbim în general despre lucruri prea personale. De exemplu, eu am prieteni cu care prefer să vorbesc. Sora mea geamănă Alina e mai retrasă de felul ei și nu vorbește cu nimeni în general. Iar sora mea mai mică se înțelege mai bine cu băieții. Ea e genul de fată care nu prea crede în relațiile de prietenie cu alte fete. Zice mereu că fetele sunt bârfitoare. Deci vă dați seama cât de diferite suntem și că ar fi greu să ne înțelegem între noi. În viața noastră a intrat Cosmin. El era coleg cu sora mea mai mică la cursurile de dans și coleg cu mine și Alina la liceu. Când a intrat pentru prima oară în clasa noastră, am știut că mi se va pune pata pe el. Era un băiat frumos și foarte educat. Eu am tot încercat să vorbesc cu el și să-l cunosc mai bine, pe când Alina părea total dezinteresată. Nu m-aș fi gândit vreodată că și ea se îndrăgostește în secret de el. Eu am început să ies cu el ca și prieteni, la început bineînțeles, și m-am îndrăgostit complet de felul lui de a fi. Doar că el niciodată nu mi-a dat de înțeles că mă place. Se purta frumos cu mine, însă așa era el. Se purta frumos cu toată lumea și nu știam ce să fac să-i mai atrag atenția. La un moment dat l-am văzut cu Alina. Am văzut că petreceau timpul împreună pentru că ea l-a ajutat la matematică, ea fiind bună la asta. Dar nu mi-am făcut multe griji, pentru că nu părea să fie ceva mai mult. Cireașa de pe tort a fost când sora noastră mai mică a venit cu el acasă după cursurile de dans, ca să mai repete nu știu ce și să vadă un film împreună. Mie mi-a căzut fața atunci, pentru că nu știam că ei doi se cunosc. Însă știind că ea are mai mulți prieteni băieți în general, nu mi-am făcut griji, până în momentul în care am văzut cum îl privea și cât de diferit se comporta atunci când era cu el. Și colac peste pupăză, am văzut cât de dezamăgită era Alina în momentul acela. Și atunci am început să-mi dau seama că ceva mai mult se întâmplă. Nu știam ce să fac, așa că le-am luat pe amândouă în cameră și am început să le pun întrebări. Deci, noi trei îl cunoaștem pe Cosmin. Și toate trei suntem prietene. Dar vreau să vă întreb ceva sincer, pentru prima oară. Deși știu că noi nu avem astfel de conversații, dar acum e necesar. Voi aveți ceva sentimente față de el? Sentimente? În ce fel? Adică dacă ne place de el sau dacă ținem la el ca la un prieten? Și de ce te interesează pe tine asta? Sunt curioasă atâta tot și logică vorbesc de sentimente mai puternice. Ia zi, Alina, simți ceva pentru el? Că mi se pare că niciodată nu ai fost apropiat așa de cineva. Nu, în niciun caz. Doar l-am ajutat la matematică și atâta tot. Nu e genul meu. Și în plus, mie nu-mi stă capul la băieți acum. Eu doar vreau să învăț pentru BAC. Ok, și tu, Chris? Ți-ți place de el? Că văd că l-aduci acasă și te cam uiți diferit la el. Da, recunosc. Mie îmi place de el. De mai mult timp. Tocmai de aceea l-am invitat și aici. Sper ca ușor-ușor să mă observe și să mă vadă și el ca pe o potențială iubită. Deci, se pare că sora mea mai mică era rivala mea. În prima fază, mă enervasem, evident. Însă, nu am zis nimic, pentru că nu voiam să știe că și eu îl plac. Doar că nu știam ce să fac. O parte din mine își dorea să renunțe, pentru că nu voiam să fiu contra surorii mele. Dar o altă parte își dorea mult să-l câștige pe Cosmin. Așa că am lăsat destinul să aleagă și am fost atentă să văd dacă Cosmin e interesat de ea. Că dacă nu era, puteam să intervin eu. Și văzând că el nu are nicio intenție cu ea, am decis să-mi încerc norocul și l-am invitat eu la o întâlnire. Și ce să vezi, a acceptat. Am mers să mâncăm pizza, ne-am plimbat prin oraș, iar apoi am mers la un film. În tot acest timp, eu tot încercam să fac un pas către el, să-i dau semne că îl plac, însă el părea total distant în legătură cu asta. Era prietenos și atât. Când s-a terminat filmul, el și-a dorit să mă conducă acasă, pentru că era deja destul de târziu. Și fix în fața casei am vrut să-mi fac curaj și să-l sărut. Însă fix atunci a venit Chris și ne-a întrerupt.
El a plecat și între noi a ieșit un mega scandal. Cum ai putut să-mi faci asta? Știai foarte bine că simt ceva pentru el. Ți-am zis clar că îl plac de mult timp. Ce fel de soră ești tu? Mereu ai fost invidioasă și ai vrut să ai ce am eu. Gata, calmează-te. Nu am fost invidioasă niciodată pe tine și pe Cosmin. Eu l-am plăcut înainte să știu că voi doi vă cunoașteți. Iar când mi-ai zis că îl place, am vrut să mă dau la o parte. Însă am văzut că el nu te ia în serios și am zis să încerc măcar eu. Ce gândire poți să ai? Eu dacă aș fi știut că și tu îl place, m-aș fi dat cu totul la o parte. Dar acum doar mă ambiționez să lupt pentru el. Doar ca să nu fii tu fericită. Mai bine nu te aveam ca și soră. M-a durut ce a spus, însă pe de-o parte avea dreptate, nu trebuia să mă mai bag. În orice caz, noi ne certasem toată seara, au intervenit și părinții noștri să ne despartă. Era pentru prima oară când noi ne certam așa, însă am observat ceva atunci. Sora mea Alina era total paralelă cu noi, efectiv nu ne băga în seamă, nu-și dăduse cu părerea, nu a încercat să ne despartă, absolut nimic, doar stătea cu ochii în telefon și vorbea cu cineva prin mesaje. Lucru pe care ea nu-l face de obicei. A doua zi în clasă am văzut că Alina s-a mutat în aceeași bancă cu Cosmin și spre surprinderea mea vorbeau în continuu, râdeau și glumeau. Și v-am spus, ea de fel era o persoană extrem de timidă. Mă rog, am lăsat lucrurile așa, iar după vreo două săptămâni când mă plimbam eu prin oraș cu o prietenă, o văd pe Alina de mână cu Cosmin. Nu mi-a venit să cred ce-mi văd ochii. Adică eu m-am bătut cu Chris, sora mea mai mică, pentru acel băiat și sora mea geamănă ieșea de fapt cu el. Aparent erau iubiți și noi nici măcar nu știam. În acel moment am ocolit-o. Nu am vrut nici măcar să-i mai văd fața, atât de nervoasă am fost. Am mers acasă și am zis direct tot lui Chris. După care am așteptat-o amândouă să-i batem puțin obrazul. Știai foarte bine că eu și Chris ne batem pe Cosmin. Ai fost de față când ne certam din cauza lui și tu umbli de fapt cu el? De fapt, el e iubitul tău? Cum ai putut să faci asta? Cum ai putut să ne ascunzi lucrul ăsta? Îmi pare rău, dar ce voiai să vă spun? Că sunt îndrăgostită de el? Nici eu nu mi-am dat seama când s-a întâmplat. Și nu am vrut eu să se întâmple. Totul a decurs așa, de la sine. Chiar nu m-am luptat pentru el și nu am încercat să mă bag sub pielea lui. Am fost prieten bun și apoi ne-am dat seama că avem și alte sentimente. Ce puteam să mai spun? La urma urmei, ea era sora noastră și noi ne băteam ca oarbele între noi pentru un băiat. Era mult, prea mult. Așa că, deși ne-am supărat pe ea, am decis să nu ne mai băgăm. Mai ales că niciodată nu am văzut-o atât de fericită și nu am vrut ca noi să-i stricăm fericirea. Voi ce ați fi făcut în locul meu? V-ați fi luptat așa cu surorile voastre sau v-ați fi îndepărtat de băiat?